Bună ziua tuturor! Biblia este plină de învățăminte, frumoase. Toate converg către tema de astăzi, pacea. Și mi-a fost destul de ușor să aleg un verset pentru a se încadra în tema de astăzi. Așadar, am ales Psalmul 24, pe care îl voi spune atât în limba română, cât și în limba mea maternă. Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu. Spre Tine am nădăjduit, să nu fiu rușinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmașii mei. Pentru că toți cei ce Te așteaptă pe Tine nu se vor rușina, să se rușineze tot cei ce fac fără de legi în deșert. Căile Tale, Doamne, arată-mi și cărările Tale mă învață. Îndreaptă-mă spre adevărul Tău și mă învață că Tu ești Dumnezeul, mântuitorul meu și pe Tine Te-am așteptat toată ziua. Salmo 24. A Te, Signore, elevo l'anima mia. Dio mio, in Tio Te conflitto. Non sia confuso. Non trionfono su di me i miei nemici. Chiunque spera in Te, non resti deluso. Sia confuso chi tradisce per un nulla. Fammi conoscere, Signore, le Tue vie, insegnami i Tuoi sentieri. Guidami nelle Tue verità e istruiscimi, perché sei Tu il Dio della mia salvezza. In Te ho sempre sperato. Ricordati, Signore, del Tuo amore, della Tua fedeltà, che è da sempre. Amin. Amin.